Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei și mai ales că fiecare preparat ar trebui să conțină proteine, grăsimi și carbohidrați. Asta încerc să fac și eu astăzi, vreau să pregătesc un mic dejun care să conțină toți macronutrienții necesari. Așa că voi pregăti un toast cu avocado și muș țigănesc și bărcuțe cu salam de Sibiu și ou și cașcaval. Pentru preparatele de astăzi o să folosim evident produsele de la Cristin, care sunt produse cu eticheta curată, ceea ce înseamnă că nu conțin gluten, nu conțin soia, monoglutamat de sodiu adăugat și arome artificiale. Să trecem la treabă!